Astăzi a fost ultima zi de vacanță pentru cei care s-au distrat zilele acestea pe litoralul românesc. O zi perfectă, după cum spun chiar petrecăreții. Vremea a fost frumoasă, așa că plajele din Mamaia au fost arhipline. În schimb, au evitat stațiunile precum Costinești sau Neptun. Neptunul de azi nu mai are nicio legătură cu cel de acum 15-20 de ani. Neptunul se calcul, spre deosebire de așteptări. A fost cea mai tare stațiune din 90. Au fost cele mai frumoase distracții aici, în tinerețe. Și acum? Acum văd că a ajuns un pic mai cum era Mamaia în 90, mai de bătrâni. Nici Costineștiul nu mai poate concura în materie de distracție cu Mamaia. Da, doar că sunt foarte puține deschise. Mamaia, în schimb, pare desprinsă din alt peisaj. Ana! Ana! Cum e apa, caldă? Nu. Rece? Deloc, foarte rece! Turiștii au lenevit ore întregi la soare. Cine n-a avut costum de baie, l-a improvizat pe loc. Aici sunt parazăpeți, da. Apoi pregătiți de mare și în continuare pantalon scurs să nu ne udăm. Am avut costumul la mine, dar am zis totuși să încerc apă. Am venit doar așa în tranzit. Să facem o baie? Așa, ca de întâi mai. În nordul stațiunii, pe ringurile de dans amenajate direct pe nisip, petrecerea a continuat pentru a treia zi consecutiv. Entuziasmul de zilele trecute a dispărut însă, și asta pentru că se simțea regretul plecării.